Salut, Daniel, bun venit. Bine m-am găsit. Salut, bine ai venit. Of, 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 of. Face nimic. Cum ești, Daniel? Bine. O, dar ce sus a fost, ai văzut? Da, la fost, a fost. Avea 4.000 la un moment dat. Cât, Andrei? 4.000 și ceva chiar. 200. Datornic. Să ține minte cuvântul ăsta. Cum ești, Daniel? Bine, puțin cu emoții acum, dar în rest e ok. Otopeni. Da. Otopeni e deja București. Da, e... Au crescut și prețurile alea la voi acolo. Stau de curând în Otopeni, de mult. Bloc, casă? Bloc. Au crescut și la acolo prețurile. Da. Văd aici că ai început construcții, facultatea, dar de ce n-ai terminat-o? S-a evit o oportunitate ca să fac o firmă de distribuție de tablă, de țilă metalică. Tare. Și n-am mai avut timp să merg la cursuri. Da. Și ai rămas în afacerea aia cu țilă? Da, asta fac acum, distribuitor de țilă metalică. Merge. Da, merge și mare concurența, dar în principiu merge. Da. Auzi, mă uit la tine pe cartea de vizită, zici că ești pasionat de numerologie. Da. De curând. Nu știam că sunt, dar am aflat. E o lume și asta. Îți poți calcula destinul, calea vieții, parcă, nu? Da. Și ai reușit să dibui ceva? Da, bineînțeles. După ce? După ce îți poți calcula? După data nașterii? După data de naștere și după numele pe care complet. Și cât îți ia să faci un calcul din ăsta? O analiză depinde. Poate să ia de la o oră până la câteva zile. Și la sfârșit, ce afli din numerologia asta? Adică, asociind numerele afli cu foarte multe chestii. Cele 4 încercări din viață, ciclu de 9 ani, ciclu de 7 ani, ciclu de 12 ani. Multe. Ți-ai făcut? Da, bineînțeles. Și ți-a ieșit cum? Unde? Unde ți-a ieșit? Nu iese bine sau rău sau ceva. Iese cum trebuie să iasă. Adică... Destinul. Da. Nu e ceva... Da, e o previziune, nu? A unui viitor, că oamenii noi, bieții știm de noi... pe ce cale să mergem, adică aflăm care este muntele nostru de urcat. Ca să știm, avem o direcție cât de cât. 4 minute, Daniel. 4 minute. Ăsta-i muntele. Da, așa e. Ăsta-i muntele. Îl încep? Da. Începem urcușul? Hai, Daniel. Aș uni forțele cu cineva. 4 minute. Literă. A se înfrăți, uite, dacă vrei. Sau alia. Se alia. Alia. Excelent. Asta. A se alia. A se alia cu... E, în clipa asta ești pe locul întâi. Da. Fantastic, Andrei. Băi, să ai 4200 și să cazi la 100. Mamă, vezi concentrarea pe ultimele secunde. Daniel, gătești pe acasă? Nu. Ți se întâmplă? Nici n-ai treabă cu asta. În afară de omletă și cartofi prăjiți. Bun, dar știi să faci cartofi prăjiți? Da. Eu la omletă m-am oprit. Tu știi și cartofi prăjiți să faci? Și fetite. Păi de ce zici că nu știi să gătești? Păi, cu trei preparate, ce să... Da, eu știu o chestie și mai tare. Știi să faci ceai? Da. Iei o chestie apă, pui, știi? Ne pricepem la... Auzi, am putea să ne punem mantaua bucătarului. Shorts. 9 secunde, 700 de lei, perfect. Hai la 5 litere, la 500. Daniel. Mostre, atenție, așa se pronunță, mostre biologice care urmează să fie examinate. Literă. La laborator, literă. De exemplu, te duci și ai niște eșantioane pe care... Probe. Probele, știi? Probele, eșantioane, le recoltează doctorul. Le duce apoi la laborator în probetele alea mici. Perfect. 1000 de lei, Daniel. Armura peștilor îți spune ceva? Solzi. Să nu ne bucurăm. Daniel, la vremea asta... Încă nu îi venise cuvântul datornic. Era pe cai mari la vremea asta. 600 de lei, Daniel. 6 litere, îți dau un adjectiv. Cel care este foarte simpatic. Literă. Cum e? Dacă e foarte... Mamă, ce literă bună ți-a venit. Gingaș. Oamenii... Drăguț. Drăguț, omule, oamenii...
gândesc atât de alambicate, nu da. Complicat e. Bun. Dar vezi că ai apăsat și a început să curgă timpul ăla de final, cele 30 de secunde, că nu mai poți să ceri litere. Da, da, știu. Aici să nu te încurci. Sistem de curele, Daniel, care e atașat animalelor de tracțiune. El e sistemul ăsta, sistemul are un nume. Literă. Hamuri. Hamuri. Știam din prima, da. Hamuri, ai luat-o de confirmare, a venit mâul ăla de la hamuri. Perfect. Harnașamentul cailor cu hamurile. 2500 de lei. Stăm nu bine, foarte bine, că n-a trecut niciun minut, Daniel. 7 litere. 700. Andrei, ține bine. A porni o acțiune juridică. Literă. Să nu șoptești, Andrei, că era... Intenta. Nu ți-a părut niciodată că n-ai mai terminat facultatea? Nu. Pentru că nu era ce... Construcțiile. Ce trebuia mie. Nu, am mers așa din inerție acolo, dar nu... Ai tăi? Sau după un timp, dacă știam ce vreau să fac, făceam psihologie, ceva în genul ăsta. De-aia și numerologia și zona asta. Și ți-ai găsit drumul de business, târziu, cum da, financiar în exact, zona asta. Da. Dar te trage ața spre lucrurile ascunse ale omului. Exact, spre taine. Spre taine, frumos asta. Da. Daniel, tainele se spun altfel. Eu îți dau un sunet rostit, tare și răspicat. Literă. Tainele nu se spun așa. Literă. Cuvânt emis de cineva. Eu sunt expert la asta, să știi. Aici, în emisiunea asta, nu țip. Dar dacă vrei, eu... Strigăt. O să și strig. Excelent. Strigăt. 3 minute. Auzi? Și vin banii mulți acum. Să vină. Adică vin cuvintele alea destul de grele. Daniel. Localități sau zone specifice la mare sau la munte? Stațiuni. Mamă. Alea de la Capa Aurora, Jupiter, Olimp, toate au nume de planete. Da, da. Ele au început să se construiască când americanii și rușii se băteau pe spațiu cosmic și toate au primit nume de... Da, 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 Cristi, vor, știi? Știu. În anii, tot, Jupiter, Daniel, ești sus de tot. 4400 și mai vine și ăsta mic Cristi, mai vine și Lisa, care e un pic speriat, așa o văd. Puțin. Daniel, trecut creștin pe pământ turcesc, cuvântul e aici. Se vorbește în literă. Istoria noastră mult despre asta. Literă. În istoria României. Literă. Aparținea Imperiului Roman de literă. Răsărit. Daniel, deci aparținea Imperiului Roman... Nu te-am literă. Prins la istorie, așa-i? Nu te-am prins la istorie. Imperiul care a rezistat până la căderea Constantinopolului. De fapt... Bizantin. Imperiul Bizantin. Imperiul. De fapt, Bizanțul e Constantinopolul. Da. Apoi s-a numit Constantinopol și de pe la 1900, nu mai știu, 20 ceva, Istanbul se numește acum. Da? Asta e Imperiul Bizantin. Uf! Aici nu te-am prins la is. Mă întorc la zona lui. Mare parte e falsificată. Istoria. O fac câștigătorii, măi, Daniel. O scriu aia care o câștigă, nu? Da. Așa e lumea asta. Îmi place că ești pasionat de tainele astea, de tot ce înseamnă omul ascuns. Fii atent aici, Daniel. Care a fost rugat în mod oficial să ofere răspunsuri, să ofere clarificări. Literă. E un cuvânt des folosit. Literă. Îl aud de multe ori pe la televizor, pe... Literă. Căruia, fii atent, căruia i s-a cerut în mod sistematic, Daniel, tot soiul de informații. Literă. Ah! Mai ai de luat 500 de lei din cuvântul ăsta, de-ai sus de tot, ești la 4700 de lei. Literă. Martorul ăla care e nevoit să răspundă unor anchetatori.
are o denumire martorul. Nu-mi spune că începem să cădem cum a căzut Andrei, că nu cred asta. Mai ai depus 400... Îți dau literă? Hai o literă. Mai a fost luat la întrebări, omule. Interogat. A fost luat la întrebări, a fost interogat. E și presiune aici, nu? Trei cuvinte. Și tu mai ai 90 de secunde. Adică 30 de secunde pe cuvânt. Nu e presiune. Presiunea era acolo, la Andrei. La el era presiunea mare. Daniel. Însușiri care constituie particularitatea unui om, a unui individ, da? Literă. Însușirile noastre, ale oamenilor. Literă. Iată, Daniel. Aspectele pe care fiecare dintre noi le are. Tu le ai, eu le am, florile are. Aspectele astea. Da, nu vine acum, literă. Le zice într-un fel. Ne diferențiază pe mine de tine, ne diferențiază exact. Îți mai dau o literă. Literă. Hai, o literă. Literă. Hai, o literă. Împreună compun... Tu ești pasionat de tainele omului, de lucrurile ascunse ale omului. Bun, împreună, ele... Literă. Îți mai dau o literă. Hai. Da. Ele compun felul unui om de a fi în interior, în exterior... Blocăm timpul. Pot fi de mai multe feluri. Uh-huh. Tu ești pasionat de cele morale, de cele ascunse, pot să fie și fizice. E atât de simplu cuvântul, l-ai pe ecran. Sunt convins, da. Daniel, putem. Împreună compun felul unui om de a fi. Felul tău de a fi e dat... Trăsături, omule! Da. Simplu, da. Cum? Ce vorbim? Cine a luat trăsăturile astea? Toată lumea. Toți, normal. Da, Cristi? Trăsături, florii. Știi că nu te aude Daniel foarte bine. Eu te-am auzit când ai zis trăsături. Dar, Daniel, tu trebuie să spui mai tare, cu voce mai tare, bine? Bine. Aole, nu mai șoptiți. 42 de secunde pentru ultimele două cuvinte. Daniel, dispozitiv care înmagazinează energia electrică și dacă o iei pe logică, ai cuvântul. Literă. Pai de mine! Sursă sau... Acumulator. Ăsta e! Sursa aia sau aparatul portabil. Da. 26 de secunde, suntem la 6200 de lei. Daniel, ai timp să ceri și litere, mai 26 de secunde. Bine gestionat. Ai rămas cu jumătate de minut. Foarte bine. 6200 de lei ca să luptăm pentru 7200. Persoană angajată într-o unitate administrativă. Literă. 19 secunde mai pentru litere. Funcționar. Băi, te-ai lăsat de facultate, te-ai apucat să pui tablă pe casă, dar pasiunea mare a ta e interiorul omului. Mi-a plăcut asta. Numerologia e un drum. Dar sunt și alte taine, să știi. Sunt. Le descoperi tu. Mulțumesc.